La un moment dat, mama a avut o patiserie, știi? Și eram foarte pasionat de merdenele. Mi-aduc aminte, de câte mulți ani la școală, am luat merdenele. Și când s-a deschis mama patiserie, în prima săptămână, dacă n-am mâncat 150 de merdenele, n-am mâncat niciuna. Dar după aia, banii noștri în casă miroseau merdenele. Mama mirosea merdenele. Tata mirosea merdenele. Casa noastră mirosea merdenele. Eu miroseam merdenele. Și n-am mai mâncat de atunci niciodată merdenele. N-am mai putut, știi? Dar îmi plac în continuare pateurile și poetajul ăsta a fost bun. Și știi ce îmi gătesc? Mereu omletă. Mă fac omletă și pun făină în ea ca să se umple. De ce? Doamne! Nu cred! Păi ești nebun! Cum să așa ceva? Nu se face coca. Nu se face coca? Nu se face coca. Pun un pic de făină și când mă pun aia, face... Face omletă, scurt, să face omletă. Iată, da? Și bate cu telul, nu cu telul, telul, până trebuie să umflă. Și umflă. Se face spumă. Da, se spumă. După aceea, în tigaia aia, da? Se suficie. Da, exact, puțin, după aceea se intră asta în cuptor. La cuptor, da. Cum să iasă, că făcă un suflet, se ține nebunește. Să nu mai pune făină? Nu, niciodată, ce făină? La stânie, ce e asta? Bicarbonat? La ferește, nu. Uneori când am mai mult timp la dispoziție, ceea ce e destul de rar, mai fac tot felul de improvizații din asta, știi? Dar, în general, dacă am mai mult timp liber, arunc o friptură la cuptor și o amestec eu cu diferite chestii. Îmi place să pun foarte multă lămâie în orice fac. Nu știu de ce.